Simplul fapt de a spune la adresa Mântuitorului că este Domnul nostru este un act de ridicare, de biruință și de înaintare spre veșnicie. Sunt nespus de bucuros să fiu cu dumneavoastră la această slujire și când spun cuvintele acestea, le spun altfel decât le spuneam altă dată. Pentru că pentru mine revederea cu prietenii înseamnă o cu totul altă perspectivă decât în trecut. Văd prietenii. Sunt ei. Sunt ei. Știți, ați auzit vorbe? Nu credeam să vă mai văd. Nu știu care spun așa, cine a spus așa. Eu când spun nu credeam, nu credeam. Și-o spun de la amon, nu credeam. Dar mi-era dor. Habar nu am dacă i-a fost cuiva dintre dumneavoastră dor să mă vadă. Mie nu contează. Mi-a fost dor enorm. Și mulțumesc pastorului, coordonator și echipei pastorale că au înlesnit venirea mea. Da, am ajuns la o nuntă repede, am ajuns târziu, am plecat de vreme, am făcut acte de prezență la nuntă, pentru că i-am spus pastorului că îi doresc mulți ani. Și am spus că de ziua lui vreau să îi trimit o carte. Și aranjat să fim aici. Sunt împreună cu soția, vă aduc saluturile fraților și surorilor din biserica numită Limanuri Bune din Botoșani. O biserică mică, ceva mai mult, puțin, mai mulți decât sunteți aici. Dar ne bucurăm de adevăratele. Cei care aveți Biblie, vă îndemn respectuos să o deschideți la pagina 966. Îmi voi da silința să fiu foarte operativ și să folosesc timpul care urmează la maximum, fără a pierde secundele și fără a consuma clipele dumneavoastră inutil. Marcu, capitolul 4, de la versetul 35. Este un cuvânt deosebit drag mie, la care apelez, la care revin. Și așa cum fratele nostru scump spunea, revin la cuvântul acesta ca să îl împărtășesc cu cei dragi, cu răscumpărații. Dacă vreți, vă invit să stați ridicați. În aceeași zi, seara, Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corabii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis: Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării: Taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: Pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință?
I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții: cine este acesta de-l ascultă chiar și vântul și marea? Vă rog să reocupați locurile. Cuvântul pe care l-am citit, pe care l-ați ascultat de atâtea ori, din care și eu altă dată am predicat, și pe care dumneavoastră l-ați predicat și la care ați apelat, poate la motivare, la rugăciune, este unul arhicunoscut, dar mie acesta, ca și altele, mi se potrivește ca o mănușă și vi-l împărtășesc. El pune în evidență alergarea Domnului Iisus Hristos, pentru că Domnul Iisus Hristos reprezintă adevărul. Da, Biblia, cuvântul tău este adevărul, dar Biblia este adevărul despre adevăr, pentru că adevărul pur este El, Domnul Iisus Hristos. El este Evanghelia, El este Evanghelia în mișcare. Și în ziua aceea, în timpul dinaintea momentului pe care l-am adus în atenție, prezentase anumite învățături celor care erau cu el și în jurul lui, prezentase învățături sub diferite forme, pe unele sub formă de parabolă, sub formă de pildă, pentru ca ei să-l înțeleagă așa cum trebuie. Și după ce le-a spus învățătură după învățătură, ucenicii ar fi fost gata să spună: de acum strângeți lucrurile, ne facem bagajele, facem curat și mergem la odihnă. S-a încheiat. Mergem într-o vacanță, mergem într-un weekend, mergem să ne odihnim că e prea mult. Sau ai spune: Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Cam atât până aici. Și când ei ar fi fost dispuși, înclinați să spună așa ceva, se uită la ei și spune: să trecem de partea cealaltă. Asta înseamnă că întâlnirea cu Domnul, umblarea cu Domnul, înseamnă noi dimensiuni, noi piscuri, noi înălțimi, noi experiențe. Și el l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Că tare ne-ar place nouă ca Domnul Iisus Hristos să urce în corabia noastră așa cum vrem noi, nu cum vrea El. Însă, Domnul Iisus Hristos este Cel care potolește furtuna, care satură mulțimile, care alungă demonii, care vindecă, care mântuiește, care eliberează, care dă viață, laudă Lui. Și pentru a beneficia, pentru a ne bucura de toate harurile Lui, frumos este și normal să-L acceptăm așa cum este El, nu așa cum vrem noi. Și el a urcat în corabia în care se aflau ei și așa cum era. Și am numit asta: El e cu noi, dar nu ca noi. Nu ca noi. Spunem Domnului: Doamne, vino cu noi în mașină, vino cu noi în călătorie. Ne rugăm, am spus amin, am cuiat ușa la casă, am urcat în mașină și mergem și începem să ne comportăm ca noi. Și am spus să vină cu noi. El este cu noi, dar nu este ca noi. El este altfel. El în corabie este însoțitor sau conducător? Mi-ar plăcea ca el să fie un fel de persoana care stă la capătul firului și răspunde la orice apel 112. Și să nu care cumva să mă ții la rând. Și după ce a venit și după ce a întins mâna și ne-a ajutat, am fi dispuși să-i spunem: acum e momentul când să ne lași puțin respiro și când o mai avea nevoie, te chemăm. Însoțitor
sau conducător. Vă rog, rugați-vă pentru mine, spunem noi, trimitem bilete, trimit oamenii bilete. Mi-aduc aminte, la un moment dat stăteam de vorbă cu un fost prim-ministru al României, un fost președinte al Camerei Deputaților, a Senatului, și a spus: domnule pastor, știi ce marele ajutor pe care ați putea să ne-l dați, să vă rugați pentru noi? Și am zis: oricum ne rugăm pentru dumneavoastră. Și le-am dat cărțile mele. Și în perioada aceea fierbinte, când au avut, când au nevoie de noi, perioada care urmează, apelează. Îl folosesc sau îl ascult? Îl folosesc sau îl ascult? Chiar și după ce El este în corabie, umăr în umăr cu noi, și simțim respirația, și am spus: Doamne, mergem la adunare, mergem la biserică seara aceasta, mergem la rugăciune și vreau să Te simt mai aproape ca niciodată. Vreau ca seara aceasta, când se vor cânta cântările, să simt că ți le dau ție precum un buchet de flori pe care îl preiei. Și El este cu noi. Și eu cred că acum El este cu noi aici. Până când străin? A urcat în corabie în care se afla și așa cum era. După ce a dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabie. Erau și alte corabii. Și umblarea cu Domnul presupune și, nu doar, și furtuni. Eu sunt un predicator slab, predic lung, mult, voi fi condensat seara asta. Și voi încerca să spun doar ceva. În corabia aceea erau ei, pilonii uriașii. Despre care cântăm, despre care predicăm, pe care îi luăm exemple: Petru, Andrei, Iacov, Ioan, Filip, Bartolomeu, Simul Cananitu, Toma, erau acolo. Și cu ei era și El. Între toți acestea, niciunul nu fuma, niciunul nu trăgea pe nas, niciunul nu ciocnea pahare, niciunul nu dădea mită, niciunul nu intra pe site-uri rele pe internet, niciunul nu vorbea cu dublu înțeles, cu apropouri. Erau cei mai de treabă oameni. Și cu toate acestea, când nu te aștepți, că așa e furtuna. Până ei au dat alarmă, a venit și aras la Costache Negri și în zona aia. De acum, când au auzit că o să plouă, au anunțat, n-a mai plouat. E adevărat? E adevărat. Că furtuna nu ascultă nici de guvern, nici de mine, nici de tine. Ai vorbit despre boală? Oh, cât i-am de zis. Dar eu le-am pus într-o carte aici și o să dau pastorului. Am auzit oameni care spun că toate bolile vin de la diavolul și resping cu tărie. Păi dacă toate bolile vin de la diavolul, înseamnă că diavolul este un fel de patron, un fel de Putin, un fel de Erdogan, un fel de Saddam, nu știu cine, și Domnul Iisus stă într-un colț și spune: acum când o să te calmezi, vin și eu.
Bolile vin de la Satan. Cu știința de plină, cunoștința de plină a Domnului Iisus. Bolile vin din nevegherea noastră, vin natural. Am mâncat prea mult, am dormit prea puțin, am umblat prea dezbrăcat, am spart sâmburi de prună în dinți, m-am uitat prea mult pe telefon și au obosit ochii. Dar știți voi câte, vorba fratelui Panican, câte în lună și în stele. Dar sunt boli pe care le trimite și El. Le trimite El. Și zice în Evrei, în Biblia mea, în capitolul acela, zice, pe cine iubește, îl și trimite și așa, Domnul. Te iubesc, Nelu. Te iubesc. Casa voastră iubesc. Domnul să vă binecuvânteze. Ce mă bucur, ce frumos ești când râzi. Asta știi ce înseamnă? Furtuna lovește și corabia cu sfinți. Bine, mă, dacă ești pocăit și mai și predici, de ce copilul trebuie să... Dacă ești predicator și tun și fulgeri, de ce trebuie să... Am trecut așa, sintetizând punctele predicii. Cine a notat, a notat. Cine nu le-am dezvoltat. Am o serie de predici așezată generic sub titlul Întâlnirea. Nu întâlnire, că întâlnirea este între mine și tine, între mine și tine. Întâlnirea. De-a lungul istoriei, Biblia arată că omul s-a întâlnit cu Dumnezeu. În grădina Eden se întâlnea cu Dumnezeu până într-o dimineață când nu s-a mai întâlnit. Și s-a ascuns. Omul s-a întâlnit cu îngeri. Omul s-a întâlnit cu demoni. Omul s-a întâlnit cu oameni. Și există o întâlnire care nu este istorică. Nu este cea mai întâlnire. Este întâlnirea care transformă. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Ce rezultă din întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos? Pentru că noi dăm drumul copiilor noștri afară și se joacă cu ceilalți copii și vin cu vorbe pe care am vrea să nu le aducă, să nu le auzim. Te duci între oameni, nu știu unde stai la birou și vii acasă și soția spune, mă, dar stai, te-ai apucat de fumat? Nu, draga mea, nu, iubita, nu. Mă, dar miroșea tutun, dar de, am fost în anturajul acela. Nu? Se întâmplă așa. Și vine cu un anumit limbaj și vine cu un anumit obicei, cu un anumit comportament. Ce rezultă din întâlnirea cu Domnul Iisus? Ne imaginăm că din întâlnirea cu El, dacă eu sunt un mincinos de luni, va minți și Domnul? Dacă eu sunt un flecar de luni, va fi și El un șmecher? Dacă eu sunt un duplicitar de luni, va fi și El așa? Voi, peste o săptămână veți avea botez? Frumos, botezăm oameni și noi, și voi, și bine faceți. Este fabulos ca întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos să fie mai presus de haine albe, de fotografii și de filmat. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos să transforme caractere, gândiri și mod de viață. Doamne, binecuvântează! Întâlnirea, umblarea cu Domnul înseamnă noi perspective, noi domenii. Habar nu am, probabil cam acestea vă sunt locurile celor din biserică pe care le ocupați. Și cam știți, merg acolo și stau lângă Petrică, pentru că ne uităm, mai șoptim, mai nu știu ce, dacă ne place predica, zic, bă, e bună predica, dacă nu ne place, zic, ți-am zis eu că ăsta nu e în stare de nimic. Nu știu, sau așa. Sau așa, sau cântarea, când cântarea aceea, a, să mai iar cântarea aceasta. Umblarea cu Domnul înseamnă
M-am întâlnit cu Domnul dimineață și după masă sunt altfel. M-am întâlnit cu Domnul astăzi și săptămâna care vine sunt altfel. Pentru că umblarea cu Domnul înseamnă mai mult, mai mult. Rugăciunea mea înseamnă a fi mai bogată. Cântarea mea, o cântare veche pe care mi-o cânta mama. Eu vin dintr-o familie de mulți copii, nu spun că foarte mulți copii. Și cântarea veche sună așa: cântarea mea e scurtă, s-o cântăm într-un fel, mai lângă Domnul meu, mai lângă El. Rugăciunea mai ca El, cântarea mai ca El, umblarea mai ca El, bucuria mai ca El, trăirea mai ca El și totul în voia Lui, lăudat să fie Domnul. Umblarea cu El transformă. Există un alt țărm. Îmi doresc într-o zi să depășim nivelul de procese verbale, de conferință, de ordine de zi, de statut, de comunicate. Îmi doresc într-o zi și să ne putem apropia de cineva, habar nu am cine, și să ne punem mâinile și să înceapă să vadă și să vorbească și să se ridice ologul și să se întâmple că Domnul Iisus este același ieri, azi și în veci de veci. Lăudat fie El! Partea cealaltă înseamnă ceva mai mult decât ieri. Încercăm să ascundem umblarea cu Domnul și să... sunt foarte de acord să cercetăm, să fim bibliști. Să despicăm firul în patru și ne ascundem și arătăm că ce am descoperit noi, că uneori nici Domnului nu i-a trecut prin cap să spună ce ne trece nouă, ce buni suntem. Este careva dispus să meargă cu El, ca El? Da. Umblarea cu El înseamnă și furtună. Și când înțeleg aceasta, spun: Doamne, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că Tu ești cu mine. Era sfârșit de vară și am ținut o predică din 1 Ioan, capitolul 3, o predică de catifea. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai Lui și suntem, lumea nu ne cunoaște. După ce am predicat, cineva a zis: bine mi-ai predicat, dar prea dulce, trebuia mai tăios. Am venit acasă și ziua aceea a fost o zi a prăbușirii mele din punct de vedere al sănătății. Am încercat să mă zvârcolesc, nu intru în detalii, că sunt scrise în carte și dacă odată veți dori, vi le voi aduce. Am mers la un medic și mi-a zis că am entors, mi-a dat două pastile și un unguent. Eram din rău în mai rău, soția a chemat pe o prietenă, o asistentă credincioasă, să-mi pun o perfuzie, nu știu ce, și să iau pastilele. Și ea, când a văzut, ea a lucrat pensionară, a lucrat la chirurgie. Nu, asta e chirurgie. Și a chemat salvare. Și m-a dus la spital. Și au venit medicii și și-au declinat responsabilitatea, ba unul, ba altul, și-au declinat responsabilitatea. Și a chemat-o de acasă pe o tânără iordaniancă. Ea a venit și ulterior mi-a spus: m-am uitat la dumneavoastră și am zis, vai, bărbatul ăsta arată bine, să nu lăsăm să moară. Și m-a asumat. Dar nu voiau să facă echipă cu ea, din motivele de ei știute. Până la urmă a găsit și a făcut echipă, m-a băgat la operație. După ce m-a operat, nu era loc la terapie intensivă. Și Lili a sunat la mine, spune ea, și a întrebat: iubire, cum ți-a fost noaptea? Și eu am spus: grea, și i-am închis. Ea s-a speriat, s-a dus să caute, sunt soția pacientului. Și s-a dus să căutat-o pe doctoriță, a găsit-o, doctorița a îmbrățișat-o și a spus: vreau să-l salvez, dar nu am cum, nu pot. S-a luptat și în cele din urmă s-a rezolvat, a chemat elicopterul de la Iași.
M-a luat, m-a dus la Bacău, de la Bacău a venit un alt elicopter de la București, m-a luat, m-a dus la București. Era noaptea. Și când Lili a sunat la doctor, domn doctor, cum e? El a zis, nici o șansă. O colegă de-a doctorului a spus, cum e? A zis, 1%. M-a băgat, m-a operat. Era un diagnostic despre care nu am auzit niciodată în viață și nu mi-e rușine să spun, fasciită acută necrozantă. Am luat o bacterie cumva, m-a înțepat ori o insectă, ori am inhalat, ori nu știu cum, o bacterie care s-a localizat în organismul meu și a stat ca Hamas ascunsă până când imunitatea a căzut. Imunitatea mea era aproape ca unui om înainte de moarte. A spart pereții intestinali, a afectat organele esențiale, rinichi, ficat, plămân, inimă și ea s-a dus, se duce în extremități, s-a dus în piciorul stâng care comunică cu aortă, cu inimă, cu creier. M-a operat la București și culmea din tot Bucureștiu, metropolă, din toate spitalele, din toți medicii și asistentele, la terapie intensivă, la spitalul militar, pe schimbul acela, era o soră care mă cunoștea. O soră pocăită. Asta nu e întâmplare. Se făcuse noaptea și între timp soția cu fica noastră au alergat la București și la miez de noapte a venit să ceară, să ajungă la mine. Și a zis, nu se poate, e spital militar aici, nu se intre. Dar până la urmă mi-au dat voie. A dus-o, militarul a dus-o până la ușă și a zis, nu vă pot băga. A venit asistentele și a zis, domn doctor, soția pacientului vrea. Și el zice, nu mă duc. Mergeți, domnule. Păi ce să merg? S-o mint? Nu o mințiți. Spuneți-i adevărat, dar să-i spun că moare, nu-i ziceți că moare, ziceți-i altceva. Și a trecut, cât o fi trecut în comă? Și într-o zi, nu știu când, la ce moment, a venit un bărbat, m-a văzut și a zis, părinte, ce faci? Toți știau că eu sunt pastor, că sunt predicator, pentru că scrisese în ziar. Soției i-a spus, a sunat-o și a zis, Doamnă, omul nostru a înviat, e viu. De acolo înainte au venit ei nu odată, în repetate rânduri și spunea, domnule, sunteți o minune, domnule, dumneavoastră nu știți ce știm noi. Pentru cei care nu știți așa ce înseamnă, această bacterie este anaerobică și trebuie expusă la aer. Asistenții, medicii știu ce spun. Și piciorul meu a fost desfăcut cum se desface un pește. Dar nu așa. Cum desfaci un pește? Până la o dată, de două, de trei ori, în trei. Și în fiecare zi mă băga în sala de operație și mă spăla cu apă oxigenată și betadină. Până când organismul, creierul, probabil nu mai rezista și la un moment dat a început să fac această operațiune pe viu. Niște dureri cumplite, infernale. Nu știu care a fost momentul, ori când eram în comă, ori când eram la terapie intensivă, nu știu când, la un moment dat, eram la nivelul tavanului. Ce vă spun, credeți-mă că sunt lucid, am niște ani, nu am avut vedenii, nu am să mă laud, nu. De data aceea, eram la nivelul tavanului și mă uitam la trupul meu. La un moment dat eram pe un platou uriaș,
de cristal, ca și cristalul, de lumină, dar nu alunecai. Ca focul, dar nu te ardea, nu era cald. Și acolo erau mulți, mulți oameni îmbrăcați în lumină, din lumină. Toți erau activi, într-un freamă de muzică impecabil. Fiecare lucra, nimeni nu-l încurca pe celălalt și lucrau pentru Domnul, știam, dar venirea mea acolo nu a fost introducere, cuprins și încheiere. Acolo mă simțeam ca dintotdeauna, eram ca de acolo, ca de-al locului. În spatele lor era un zid de lumină, mai mare decât ei ca lumină și decât platoul, zid care se apropia și era El. Domnul Iisus. Și eu m-am uitat la El, dar eram ca și cum aș fi fost dintotdeauna cu El. Și nu i-am spus, te rog. I-am zis, lasă-mă să trăiesc. Și nu mi-a zis nimic. Era freamă de muzică și am mai zis odată, dacă tot mă lași, lasă-mă întreg, că nu pierzi nimic. Și nu mi-a zis nimic. Și am zis, dacă mă lași, te voi sluji cum nu te-am mai slujit niciodată. Am spus și astăzi prietenilor mei, au venit niște frați, mă cheme la evanghelizare și am zis, nu pot să spun nu. Pentru că i-am spus Domnului și nu știu dacă mă țin de cuvânt, dacă m-am ținut de cuvânt până în prezent. Am spus că te voi sluji cum nu te-am mai slujit niciodată. Și mi-a arătat în stânga, în josul platoului, mulțimi de piramide de cristal, așa? Și era clar că sunt oameni. Mulțimi imense. Și pe fiecare era câte o pată. Și știam clar, acolo-i minciună, acolo-i orgoliu, acolo-i nerodire, acolo-i lăcomie. Și în liniștea aceea El a zis, îi vezi? Pentru toți există loc aici. Trebuie să vrea și să creadă. Și eu n-am mai fost acolo. Ce învățăm din asta? Întâlnirea cu Domnul înseamnă noi experiențe. Întâlnirea cu Domnul înseamnă și furtună. Întâlnirea cu Domnul înseamnă test. M-au întrebat frați, prieteni, ai crezut, frate? Ai crezut? Nu am timp să vă spun în detalii ce greu a fost 2 luni de zile, n-am avut haine pe mine, eu n-am fost niciodată la grup sanitar, au îngrijit de mine infirmierele, am fost o legumă. Discut și ieri am fost la conferința medicilor la Iași și a fost profesor universitar de la Carol Davila, de la Timișoara, de la Iași. M-au chemat ca să spun această mărturie. Și să le dau cartea. Și m-au întrebat, frate, ai crezut? Cred că ai crezut. Pentru mine ar sta bine acum să spun, am crezut. N-a avut Domnul încotro de mine că am crezut. Știți ceva? Nu am crezut. N-am crezut. Când a venit Lili la mine la un moment dat, mi-am adus aminte, am cedat emoțional și am început să plâng și a zis, nu mai plânge, tu nu știi cât se roagă pentru tine. Pe oriunde merg, întâlnesc oameni care spun, ne-am rugat pentru tine. Vă iubesc, vă mulțumesc că v-ați rugat pentru mine. Eu n-am crezut, nici n-am crezut că se vor mai gândi la mine. N-am crezut asta.
că se vor mai gândi la mine cineva. Ulterior am văzut pe telefon sute mii de mesaje. A trebuit să se doneze sânge și s-a făcut coadă în diferite orașe din țară. La noi cineva a întrebat, cine mă ăsta, doar n-o fi nu știu cine, și-a pomenit numele un mare patron. Și un prieten spune, nu mă, e un credincios de-al nostru. Oameni pe care noi am văzut poate niciodată și îi vedea acolo sus că au mers și au dat viață ca eu să trăiesc. Doamne, lăudat fie numele Tău! Test. Unde vă este credința? Eu mă resemnasem de mult. Bisericuța noastră de care aparțin, la un moment dat unul din ei zice un cuvânt așa, ce mă, ne-am rugat ca ieșiți din minți. Două săptămâni, seară de seară, ne-am rugat. Biblia spune, când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă. Lăudat fie Domnul Iisus! Ne rugăm pentru bolnavi, ne rugăm pentru oameni accidentați, ne rugăm pentru orfani, ne rugăm pentru bătrâni, ne rugăm pentru văduve, ne rugăm pentru cei care sunt la terapie intensivă, ne rugăm pentru cei care au pierdut anumite funcții, ne rugăm și proclamăm viață, Iisus este viața. Și El acolo, pe Golgota, a achitat integral prețul păcatelor noastre. Așa zice în Isaia 53, în rănile Lui suntem iertați, lăuda fie Domnul. În rănile Lui suntem vindecați. În rănile Lui e achitată singurătatea, e achitată respingerea, îndoiala noastră. Sângele Lui, rănile Lui, lăuda să fie Domnul. Dacă nimeni nu mai crede, crede-L până la capăt. Dacă nimeni nu mai cântă, cântă-I. Dacă nimeni nu se mai roagă, roagă-te. Dacă nimeni nu-I mai mulțumește, mulțumește-I. Dacă nimeni nu se mai bucură, bucură-te cu El, că Domnul este biruința. Slavă Ție, Doamne! S-a strânit o furtună așa de mare, se sfărâma. Mai că se sfărâme corabia. Și în momentul acela ei au început să se roage într-un mod, zicem noi, nepotrivit. Asta știi ce înseamnă? Te așezi în biserică lângă, ca să pomeni fratele Deac, vă iubesc frate Deac, Domnul să vă binecuvânteze. Petrica, țigară tău, Domnul să te binecuvânteze, om bun. Un frate, iată, celălalt frate, Timofte, Domnul să vă binecuvânteze, s-a pomenit nume pe aici așa. Te așezi lângă ei și oamenii se roagă ca un fluviu, nu se mai termină. Și tu spui, bine, m-am așezat lângă ăsta, ăsta se roagă, dacă îl pui se roagă o zi și o noapte, eu ce să spun? Știi ce-i spune Domnului, Doamne, uite, vreau să mă rog, nu știu. Sau altceva. Am venit la biserică și ăștia îmi spun, rugați-vă, și mie nu-mi vine mă ruga, nu-mi place. Și spune Domnului, Doamne, nu-mi place. Așa zici, nu-mi place, nu vreau, nu mi-ești drag, zi așa Domnului. Dar zi. Și zicându-i așa, vei constata că El trimite Duhul Sfânt în inimă, inima se moaie, ochii varsă lacrimi și revii aproape de El. Lăudat fie Domnul! Ce rugăciune e asta? Vin la Domnul și nu-ți pasă că pierim, Doamne? Că Domnul Iisus Hristos este vinovat de inundații, de secetă, de toate este vinovat. Și de cele bune este meritul nostru și a guvernului. El e responsabil cu cele rele și noi cu cele bune. Nu-ți pasă că pierim. Dar nu era momentul ca Domnul să spună, mă, așa v-am învățat eu, mă. Dar vide-o viață la biserică. Dar când țin cor, Iisus potolește furtuna, El trece și acum pe mare, El vindecă răni în popor. Mă, tu cânți, tu spui, îmi ridic mâinile spre cer, tu spui, sunt aici la dispoziția ta. Ce ai înțeles tu din asta? Nu, Domnul nu face. Eu așa aș face. Ce cu voi, mă? De atâta timp vii la repetiție, de atâta timp vii la... Nu era momentul. În furtună, Domnul n-a venit la mine să-mi arate obrazul, să mă mustre. În miez de noapte m-a sunat pastorul tipei. Sau nu a fi fost în miez de noapte, habar nu am când. El îmi zicea, mie în timpul, mă Petre. De data aceasta m-a alintat ca un părinte, ca un patriarh. L-am simțit că s-a întins deasupra mea precum Ilie în odaia de sus peste băiatul acela.
și mi-a spus cuvinte din psalm și mi-a zis: Petrișor, am trecut pe aici, am avut infarct, am avut așa, Petrișor, te iubesc, ne rugăm pentru tine, te așteptăm la evangelizare. Și simțeam că mă ridic, ăsta e Domnul nostru, lăuda fie El. El se ocupă de problemă. De problemă se ocupă. Cineva spunea: ei, ați făcut voi ceva. Nu ați vrut să aveți copilul. Nu știu ce. Ați vrut voi că o să aveți un băiat și o să-l faceți savant. Va ieși Domnul înainte. Așa au zis despre mine. Domnul a ieșit înainte de păcătos. Și eu am zis: aveți dreptate, de păcătos ce sunt. Alții au zis: a ieșit înainte din cauza familiei. Și vă vezi, tot ce aveți dreptate. Ce știu? Că El s-a coborât lângă mine și m-a dus pe țărmul celălalt. Lăudat să fie Domnul. De acolo înainte e foarte puțin. Nu mai contează ce spun ceilalți. Ce spun oamenii. Într-un moment, că aici ne aflăm la rugăciune, momentul rugăciunii, scapă-ne, am vrut să mă rog și să spun rugăciunea Tatăl nostru. Și n-am știut să spun rugăciunea Tatăl nostru. N-am știut. Și am zis, în minte mi-a venit să scriu unui frate din biserică, apropiat cu mine, să mi-o scrie sau să-mi spună. Dar nu știam cum îl cheamă. Cum îl cheamă? Nu știu cum îl cheamă. Nu știu cum îl cheam. Nu știu. Și atunci am spus: Doamne, atât de greu era. Dădeam patul și puneam mâna la gură și șopteam și mă rugam. O doctoriță a spus la un moment dat: Domnul, țuțui, mă înjurați? Și am spus: nu, doamna doctor, vă iubesc. Mă rog pentru dumneavoastră. Am simțit, Domnul, țuțui. Și am spus Domnului: Doamne, nu știu să spun rugăciunea Tatăl nostru. Spune-o Tu. Spune-o că Tu ai făcut-o, nu știu. Frați slujitori, predicatori, și am primit lumina de la Domnul, că zice Duhul Sfânt mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Cum? Duhul Sfânt nu suspină, cu suspinele noastre. Și am simțit lumina să vorbesc în alte limbi, că Duhul Sfânt în felul acesta va spune îngerilor lui, zice, îngerii Domnului tăbărăsc. Medicii erau acolo. Când venea la mine, ziceam: iar vin la mine, iar vin la mine. Când auzeam căruciorul acela că vine, iar vin la mine, iar mă desfacă. Și Domnul a intervenit. Nu-ți pasă că pierim? El dormea la cârmă pe căpătâi. El s-a sculat și a certat vânturile. Domnul Iisus este mai presus de boală, mai presus de anxietate, El este mai presus de cancer, El este mai presus de rău, El este mai presus de fasceită, El este mai presus de leucemie, El este mai presus de orice, El este înviere și viață. Lăudați să fie Domnul Iisus! Eu cred în vindecările de vine, căci El mă vindecase și pe mine, laudă Domnului. El e doctorul cel bun și mare, la El găsesc alin și vindecare. În rănile Lui, în rănile Lui, în rănile Lui, laudă Domnului. Doctorul a scris referința aici și a spus: Domnule Huțuțu, eu nu sunt un creștin practicant, dar cred că Dumnezeu în marea Lui înțelepciune v-a dus la locul potrivit, în timpul potrivit, să se folosească de oamenii potriviți să vă scape viața. Taci, a zis furtunii. Taci. Și s-a uitat către ei și a spus: da, nu mai credeți? Nu mai credeți voi în Duhul Sfânt? Nu mai credeți voi în Domnul Iisus? Nu mai credeți voi că Domnul vindecă? Nu mai credeți voi că Domnul iartă? Unde vă este credința? Că El nu ne mustră să bată obrazul. Imaginați-vă că vine și mângâie și spune: Petrică,
Unde vă este credința? Unde te rugai cu mâinile sus? Vorbeai în limbi? Te bucurai? Ce s-a întâmplat? Ai stat cam mult pe internet? Ai stat cam mult la televizor? Ai vorbit prea mult cam de pandemie? Te-ai contrazis cu cineva despre războiul din Ucraina? Te-ai contrazis și ai spus tu ce face Iranul, ce face Pakistanul, ce face Putin, ce face Erdogan, ce fac evreii? Ai pierdut vremea! Unde vă este credința? Există întâlniri programate de noi, dar există întâlniri și în furtună. Și titlul predicii mele este Întâlnirea dintre valuri. Întâlnirea dintre valuri. Acum, un prieten de-al meu este la Cluj. Marți se împlinesc 2 săptămâni. Sper să nu se împlinească 2 săptămâni. Dar de aproape 2 săptămâni în urmă, este în comă profundă și medicii nu dau nicio șansă. Copiii lui, soția, toți spun să ne rugăm. În furtună, întâlnire din furtună, face ceva. Când m-am întors de la spital, unul din copiii din biserică a spus: frate, nu știu ce a vorbit Dumnezeu, cui a vorbit, mie mi-a vorbit, frate. Mie mi-a vorbit. Întâlnirea din furtună, întâlnirea dintre valuri. După ce am fost externat, am mers la control la această domnișoară iordaniancă, mă pansa și spune ea: domnule, știți ce cred eu? Iordaniancă, ea e de origine musulmană, de religie. Deci, eu cred că Dumnezeu v-a lăsat în viață să spuneți oamenilor să îi îmbărbătați, că voi, dumneata, până acum l-ai cunoscut pe Dumnezeu din cărți. Acum te-ai întâlnit cu El. Asistenta spune: eu știți ce cred? Că Dumnezeu l-a lăsat pe Domnul Hristos în viață, că a început ceva pe pământ și nu a terminat. Poate Domnul m-a lăsat în viață să fiu seara aceasta aici. Spui că te-ai întâlnit cu Domnul atunci, la evangelizare, la cateheză, pe stadion, în sala sporturilor, nu știu ce habar nu am. Întâlnirea cu El a produs schimbarea? Întâlnirea cu El produce schimbarea. Ce am învățat eu din furtună? Am învățat să iubesc oamenii, am învățat să iubesc viața, am învățat să-L iubesc pe Domnul și am învățat să iert. Nu există zi să merg acasă să pun geană pe geană și dacă mi-aduc aminte că într-un fel sau altul l-am jignit pe cineva, nu las până nu dau un telefon, un mesaj. Viața se poate încheia oricând. Întâlnirea din furtună. Vă invit să vă ridicați. Nu e prea mult și așa a stat atâta. Vineri am fost la o conferință la Suceava, sâmbătă la o conferință la Iași, seara iară la Suceava, acum sunt aici, diseară călătorim acasă împreună cu soția, mâine la lucru, o să călătorim. Nu e prea mult să mai stai. Știi ceva? Vreau să mă rog. Dacă este cineva aici care a înțeles că întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos transformă și vrei să începi o nouă viață cu Domnul Iisus, pocăit de mulți ani, băiat din familie de pocăiți, fată din familie de pocăiți, soție de predicator, soț de prorociță. Dacă ai simțit că te-ai întâlnit cu Domnul și vrei să începi o nouă viață cu El, vreau să mă rog. Nu te voi întreba pentru ce. Dacă este cineva care a simțit ceva special, fă un semn cu mâna și mă voi ruga. Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să vă binecuvânteze. Și la balcon, Domnul să vă binecuvânteze. Slavă Domnului Iisus. Întâlnirea cu Domnul transformă. Pune pe locul 2 orice întâlnire, orice proiect, orice prioritate și umblă cu Domnul Iisus.